We're right to begin. If you kneel with me, we'll pray. Suntem pregătiți să începem, să îngenunchem pentru rugăciune. Dear Lord, Doamne drag, we want to know you better. Vrem să te cunoaștem mai bine. That's always been the goal. Mereu acesta a fost scopul nostru. Satan began his work. Satana a început lucrarea sa. By misrepresenting your character. Prin a reprezenta greșit caracterul tău. And your government. Și guvernarea ta. Making your version look ugly. Făcând ca versiunea ta să pară urâtă. And violent. Și violentă. And his own beautiful. Iar propria sa versiune se pare frumoasă. He's only gotten better at selling that. Și a devenit tot mai bun în a-și vinde versiunea lui. I pray that you will help us to identify the difference. Te rog, ajută-ne să putem identifica diferența. And learn to love your methods. Și să învățăm să iubim metodele tale. As we also learn to understand them. Pe măsură ce învățăm să le înțelegem. Pray for that eyesight. Mă rog pentru acea alifie pentru ochi. In Jesus' name, amen. În numele lui Isus, amin. At the beginning of yesterday, la începutul zilei de ieri, I said there was a few, about three topics I wanted to address. Am spus că sunt trei subiecte despre care vreau să vorbesc. It's probably four. Probabil ar fi patru. The first. Primul. I had questions from a friend. Am avut niște întrebări de la o prietenă. About headship before the fall. Despre șefia sau conducerea bărbatului înainte de cădere. The relationship between Adam and Eve before the fall. Relația dintre Adam și Eva dinainte de cădere. And if there was equality. Și dacă a existat egalitate. Why did that end after the fall? De ce aceasta s-a încheiat, a încetat după căderea în păcat? De ce a făcut Dumnezeu lucrul acesta? Knowing how women would suffer. Știind cât de mult vor suferi femeile. And my friend is one who has suffered. Și prietena mea este una care a suferit. And I thought that she deserved as best an answer as I could give. Și am considerat că ea merita un răspuns cât mai bun, pe cât mai bun aș putea să-i dau. Perhaps completely comprehensive. Probabil nu a fost cu totul complet acel răspuns. But with just a few quotes. Am dat doar câteva citate. Comparing and contrasting it with Ham. Făcând o comparare și o contrastare cu istoria lui Ham. I don't think that the truth is hidden or hard to see. Nu cred că adevărul este ascuns sau că este greu de văzut. That was point number one. Acesta a fost punctul numărul 1. Her questions. Întrebările ei. Point number 2. Punctul numărul 2. The general dissatisfaction in many. Problema sau lipsa de mulțumire care există la mulți. Seems to be missing from our message and behavior. Că dragostea pare să lipsească din mesajul și din comportamentul nostru. So I said I'll accommodate you. Așa că am zis că bine, vă voi face pe plac. We'll talk about the cross. Vom vorbi despre cruce. The eternal Christian symbol for love. Simbolul creștinismului, simbolul veșnic al creștinismului pentru dragoste. It's Christ on the cross. Dacă vor să se gândească la dragoste, se gândesc la Isus pe cruce. So people want to talk about love. Așa că atunci când oamenii vor să vorbească despre dragoste, we went to the cross,
Mergem la We cruce. ask, what killed God? Ne-am pus întrebarea ce anume l-a ucis pe We came Dumnezeu. back to equality. Și am ajuns din nou la egalitate. As he hung on the cross, În timp ce era pe cruce, as he agonized in Gethsemane, în timp ce agoniza în Ghetsemani, what weighed on his heart ce apăsa pe inima lui, was seeing how familiar humanity is with sin. este atunci când a văzut cât de mult s-a familiarizat That they omenirea cu think it's păcatul, a small thing, încât a ajuns să li se pară un lucru mic, minor, that it's so deeply rooted, că este atât de adânc înrădăcinat and despite what humanity thinks, și în ciuda a ceea ce crede omenirea, it's awful, este ceva îngrozitor, wicked. ceva foarte rău. The terrible enormity Enormitatea teribilă of what sin is, a ceea ce este păcatul, combined with humanity's casual dismissal of it, combinată cu ușurința cu care oamenii îl ignoră, broke God's heart, afrânt inima lui Dumnezeu killed him. și l-a ucis. We take the cross. Dacă luăm crucea, We take it to 2019. dacă suprapunem cu 2019, We see that the sin most deeply rooted vedem că păcatul care este cel mai adânc înrădăcinat, almost impossible to eradicate și care este aproape imposibil de eradicat, is sexism. este sexismul. Impossible to eradicate Imposibil de eradicat in the hearts and minds of the majority în inimile și mințile majorității who oamenilor, refuse to see it as enormous. care refuză să vadă enormitatea lui, Who find it so familiar. care sunt atât de familiarizați cu el. As a lawyer said that I recently shared on the media broadcast, După cum a spus un avocat pe care l-am distribuit pe media broadcast, even domestic abuse is common. chiar și abuzul domestic este ceva comun, ceva obișnuit And a minor offense. și este considerată o ofensă minoră, He o voiced the mindset of many, including many crimă inside this minoră. room. Și aceasta este mentalitatea multora, inclusiv a multora din această mișcare. So we can speak about the love of Christ Așa că putem vorbi despre dragostea lui Hristos and his sacrifice for us, și despre jertfa sa pentru noi, but we already do. dar noi deja facem lucrul Every acesta. time we bring equality before the movement, Ori de câte ori aducem subiectul egalității în fața mișcării, highlight their familiarity ori de câte ori subliniem cât de familiari sunt ei, in suntem contrast cu with the asta, guilt of sin. în contrast cu vinovăția păcatului. We can't speak of loving Jesus Nu putem vorbi despre un Isus iubitor if cherishing what killed him. dacă noi iubim acel lucru care l-a ucis pe el. That was our second point of four. Aceasta a fost al doilea punct din We're cele now into patru. our third. Ajungem acum la al treilea. I wanted to continue the theme of equality Am vrut să continui tema despre egalitate and to tie it back to what we've been doing here in our classes. și să fac legătura cu ceea ce am studiat You won't get much la benefit studiile de from what vineri is said seara if you haven't watched the classes. și nu veți beneficia foarte mult de ceea ce spun dacă nu ați urmărit acele Hopefully so. studii. Dar sper că le veți urmări sau We le-ați urmărit. defined left-wing and right-wing ideology. Am definit ideologia de stânga și de dreapta
The midnight cry showed us two streams of information. Strigătul de la miezul nopții ne-a arătat două surse de informații. CNN, Fox. CNN și Fox. Clinton, Trump. Clinton, Trump. But they're all symbols for two ideologies. Dar acestea sunt două simboluri pentru două ideologii. Left-wing ideology, right-wing ideology. O ideologie de stânga și o ideologie de dreapta. So we need to understand what is the beating heart of left-wing and right-wing ideologies. Și trebuie să înțelegem care este inima pulsândă a ideologiilor de stânga și de dreapta. We demonstrated that the left-wing ethos. Am demonstrat că etosul de stânga is equality. Este egalitatea. They value freedom. Ei prețuiesc libertatea. But when freedom and equality collide, însă atunci când libertatea și egalitatea se ciocnesc, equality is prioritized. Egalitatea are prioritate. The right wing has the opposite. Iar aripa dreapta are etosul opus. They can say they value equality. Ei pot să spună că prețuiesc egalitatea. Some of them do, some of them don't. Unii într-adevăr o prețuiesc, alții nu. But when those two collide, însă atunci când acestea două se ciocnesc, freedom is their priority, not equality. Pentru ei prioritate are libertatea și nu egalitatea. Now in this right-wing camp, în această tabără din aripa dreaptă, you have some variety. Există o varietate. I want to give one brief illustration. Vreau să vă arăt o scurtă ilustrație. I'm not writing his name on the board. Nu voi trece numele acelei persoane pe tablă. Because you all know him. Pentru că îl cunoașteți cu toții. Expect. Așa mă aștept. Kyle Rittenhouse. Kyle Rittenhouse. If you know George Floyd, you should know Kyle Rittenhouse. Dacă știți despre George Floyd, ar trebui să știți despre Kyle Rittenhouse. This isn't in your quotes for the translators. I've segued. Deci nu este în citate pentru traducători. But I won't be long. Dar nu va fi un citat lung. So right wing prioritizes freedom over equality. Deci aripa dreaptă face o prioritate din libertate deasupra egalității. You'll have different people in this camp. Sunt diferite persoane în această tabără. You'll have one group. Avem un grup that say equality matters. Care spune că egalitatea contează. But freedom has to be foundation. Însă libertatea trebuie să fie fundația fundamentală. So they'll talk about the wage gap between men and women. Așa că ei vor vorbi despre diferențele dintre salariile bărbaților și ale femeilor. Okay, the wage gap exists. Da, într-adevăr există această diferență. And that's not good. Și nu este bună. But that change has to come through society changing itself. Însă această schimbare trebuie să vină prin faptul că societatea în sine să se schimbă. No government intervention. Și nu prin intervenția guvernului. No force or pressure applied. Fără să se folosească forța sau presiunea din partea Because guvernului. Force or a pressure from the government. Pentru că forța sau opresiunea din partea guvernului impacts people's freedoms. Are un impact asupra libertății oamenilor. Companies' freedoms. Libertatea companiilor. To employ who they want. De a angaja pe cine vor ei.
and pay them what they want. Și de a le plăti, a plăti acele persoane cum So doresc. wage gap exists and that's not good. Deci există această diferență între salarii și nu este bună. But then you'll have another group Dar apoi avem o altă categorie that says that there is no wage gap. care spune că de fapt nu există niciun fel de diferență între salarii. That inequality is a myth. Că inegalitatea este de fapt un mit. And feminists are just part of a left-wing agenda. Și că feministele sunt doar o parte din agenda politică a celor de stânga To suppress and hurt men. de a le face rău bărbaților. And you'll have a third group. Și este o a treia categorie That'll say the wage gap does exist. care spun, da, într-adevăr există diferența între salarii And it should. și e normal să fie, așa trebuie. Because they believe in no equality. Pentru că ei chiar cred că nu există, că nu Because trebuie să women fie should know their egalitate. place. Pentru că femeile trebuie să-și cunoască locul. So the right wing Așa că aripa dreaptă at its core ethos în inima etosului ei is just the prioritization of freedoms over equality. este doar o prioritizare a libertății în fața egalității. Number one. Care este numărul 1, cum cred grupul numărul 1. Însă aceasta devine un loc sigur pentru grupul din numărul 2 și 3. And this is why you have someone like Enrique Torrio. De aceea putem avea pe cineva ca Enrique Torrio, not white, care nu este alb, one of the leaders of the Proud Boys, unul din liderii grupului Proud Boys, say he's not racist, care spune că el nu e rasist and he'll be angry și este mânios that the Proud Boys are seen as having white supremacy links. Că unii cred că Proud Boys au legătură cu supremaciștii albi. And he only prioritizes freedom over equality. Și el doar face o prioritate din libertate în fața But the egalității. Ethos that he stands for Însă etosul pe care el îl reprezintă does two things. Face două lucruri. It creates a safe space Creează un spațiu sigur for much more ugly thinking. Pentru o gândire mult mai urâtă. Whether they say there is no inequality to begin with, fie că spun că nici măcar nu există egalitate, inegalitate, there is no racial inequality in the United States, nu există inegalitate rasială în Statele Unite, or three, there is racial inequality, sau trei, există inegalitate rasială and there should be. Și chiar ar trebui să fie. He can't see that his adherence to number one că faptul că el susține numărul 1 supports and foments number 2 and number 3 promovează și susține numărul 2 și 3. And when the media looks at them și când mass media se uită la ei they almost always talk about number 3. Aproape întotdeauna vorbesc de numărul 3. Whether it's the freedom truckers fie că este acel convoi al camionagiilor, convoiul libertății. The cameras are on number 3. Da, atenția este pe numărul 3. January 6. Sau 6 ianuarie. Cameras are on number 3. Da, din nou atenția media este pe numărul 3. But it's the entire package we're dealing with. Însă noi ne ocupăm de întregul pachet. So in the Zoom forum, I'll copy a quote. Quoting Carl Rittenhouse speaking to Tucker Carlson. Citându-l pe Carl Rittenhouse, vorbind cu Carlson.
I told everybody there I had to do it. I was just attacked. I was dizzy, I was vomiting, I couldn't breathe. Le-am spus tuturor celor de acolo, trebuia să o fac. Tocmai a fost atacat, eram amețit, îmi venea să vomit. Nu puteam să respir. Next paragraph. This case has nothing to do with race. It never had anything to do with race. It had to do with the right to self-defense. Acest caz nu are nimic de a face cu rasa. Nu a avut niciodată nimic de a face cu rasa. A avut de a face doar cu dreptul la autoapărare. One more quote. I'm not a racist person. Un alt citat. Nu sunt o persoană rasistă. They're saying he's number three and he's saying I'm not number three. Ei spun despre el că este numărul 3, dar el spune că nu sunt în acea categorie numărul 3. I support the Black Lives Matter movement. Eu susțin mișcarea Black Lives Matter. I support peacefully demonstrating. Eu susțin demonstrațiile pașnice. So, people have the right to peacefully demonstrate. Da, el spune că oamenii au dreptul să facă demonstrații pașnice. Of course they do. That's a principle of freedom. Bineînțeles că au acest drept. Este un principiu al libertății. He has a right to go there with a gun and shoot people in self-defense. Iar el are dreptul să meargă acolo cu o armă și să împuște oameni din autoapărare. Because he has the freedom to own a weapon, a gun. Pentru că el are libertatea de a deține o armă. We need to get closer to the heart of right-wing thinking. Trebuie să ajungem mai aproape de inima, de gândirea celor din aripa dreaptă. The media calling everything white supremacy. Și mass media care numește totul supremația albilor. I'll say it again, they're not the proud white people. Ei vor afirma că nu sunt oamenii mândri albi. They feel victimized by particularly another Dar se simt victimizați în special de o altă mișcare. But what they do feel is that și ceea ce simt este că sunt I feel like victima. My life has been extremely defamed. Simt că viața mea a fost foarte mult defăimată. And he's now supposedly attempting to sue President Biden among others. Și acum se presupune că el urmează să sau vrea să dea în judecată so printre alții chiar și pe președintele Biden. It's a safe place. Deci aceasta conduce la două lucruri. Este un loc sigur pentru ceea ce este urât. Other point. Și al doilea punct is the perpetrators. Este că cei care perpetuează aceasta se văd pe ei înșiși ca fiind niște victime. Și aceasta este problema principală cu aripa dreaptă. Rusia se vede pe sine ca fiind victima. Vladimir Putin a fost pus deoparte, a fost. Iar Kyle Rittenhouse se consideră că a fost defăimat. Și cu toții luptă pentru libertate. But not equality. Dar nu egalitate. Libertarians value the right of all to live in whatever manner they choose. So long as they do not forcibly interfere with the equal right of others to live in whatever manner they choose.
Libertarienii susțin dreptul fiecăruia de a trăi în orice mod ar dori, atâta timp cât nu interferează cu dreptul altor persoane de a trăi It is the în orice purest fel form of doresc ei. right-wing thinking. Este cea mai pură formă de As gândire long as de I am not dreapta. harming another person. Atâta timp cât nu fac rău unei alte persoane, But what is harm dar ce înseamnă să to the faci right-wing? rău pentru cei de extrema This is dreaptă? from the Journal of Libertarian Studies. Aceasta este din jurnalul From de studii 1980, libertariene din anul by John 1980 Hospice, de John Hospice, Department of Philosophy, Departamentul de University of Filozofie, Southern California. Universitatea din California de He's Sud. going to define what harm means El va defini ce înseamnă să for faci the right rău wing. pentru cei din aripa dreaptă. 1. Numărul 1. Assault and battery. Asalt și luptă. So to physically cause harm, physically cause Deci a violent face harm fizic, to another person directly. a face rău fizic prin violență unei alte persoane în mod direct. Damage or theft of property. Distrugerea sau furtul So to go into proprietății. your home and either break all of your things or take all of your things. Dacă intru în casa ta și fie îți distrug lucrurile sau ți le iau. Violation of contract. So if we have a Încălcarea unui contract and I contract. decide to break that. Dacă avem un contract, o înțelegere și eu decid să încalc. So this is how the right wing defines harm. Așa definește aripa dreaptă. Ce înseamnă să Now, if I faci have a rău? business, Dacă eu am o afacere and I'm selling cakes, și vând torturi, and I decide not to sell a cake to a gay couple, și decid că nu vreau să vând un tort unui do I cuplu do them gay, harm? le fac rău? No. Nu. I'm not beating them. Nu îi bat, nu îi I'm not lovesc, stealing from them. nu fur de la ei. We don't have a contract. Nu există un contract între noi. For the government to try and step in into people's private matters. Și ca guvernul să intervină în problemele private ale oamenilor, Beyond this definition of harm, dincolo de această definire violates this a man's ceea ce freedom înseamnă să faci rău, încalcă to libertatea sell acestui cakes to om whoever he wants to sell cakes to. de a vinde torturi oricui dorește el. So there is no room for harm done through inequality. Așa că nici nu se pune problema să faci rău cuiva prin inegalitate. There is no room for private action. Nu se pune problema să faci That is acțiuni political. private care să fie, să aibă valoare politică. I'm sure you remember that's a Supreme Court case. Sunt sigură că vă amintiți acel caz de la But Curtea again, you have the Supremă. three groups of people. Și din nou vedem cele trei categorii de One group persoane. sa says it's really terrible what this business owner is doing. Unul dintre grupuri spune, este într-adevăr îngrozitor ce face acest proprietar Let's de hope afacere. he sees that this impacts his own business.
Să sperăm că el vede că lucrul acesta va avea un He'd impact hurt negativ himself asupra because he afacerii lost a sale, client. că el își face rău pentru că tocmai a pierdut And un let's hope he client. changes. Și să sperăm că el se va But the schimba. government cannot get involved and force him. Însă guvernul nu are dreptul să intervină și să îl forțeze. Because his right to freedom trumps the couple's right to equality. Pentru că dreptul său la libertate este mai presus de dreptul acelui cuplu la egalitate. But you also have a safe place for number two and number three. Dar de asemenea există un loc sigur pentru numărul 2 și numărul That 3, says there is no inequality. care spune că nu există Maybe there's another inegalitate. business over here. Poate că mai încolo există o altă Making cakes for afacere only gay couples. care face torturi doar pentru cupluri gay. We're the victims. Noi suntem victimele. They have Pride Month. Ei au acea lună, Pride. I want straight Pride Month. Și eu aș vrea să avem o lună Pride pentru heterosexuali. Because I, as a straight person, pentru că eu, ca persoană heterosexuală, I hate that term. A zis dreaptă sau makes în engleză, everyone else da. Invent. Pare ca toți sunt strâmb dacă eu folosesc termenul drept. I, as a heterosexual deci person, eu, ca persoană heterosexuală, am victimized. Mă victimizez. It's me that's suffering now. Eu sunt persoana care suferă. Because I don't get straight pride marches. Pentru că eu nu am marșuri pentru persoanele heterosexuale. I don't get special treatment. Nu am parte de tratament special. I don't get the sympathy of a large segment of society. Nu am parte de simpatia unui mare grup din societate. And especially 2 and 3 turn themselves into the victims. Și în special grupul 2 și 3 se consideră victime. And that victimhood is at the center of so much right-wing thought. Și această victimizare este în centrul gândirii la foarte mulți din aripa dreaptă. Dar avem numărul 3. Of course there's discrimination against gay people. Care spune, bineînțeles că persoanele gay sunt discriminate. There should be. Așa și trebuie. How else will we push traditional values? Cum altfel am putea noi să promovăm valorile tradiționale? So there is variety, particularly three different parts within right-wing thinking. Așa că există varietate, în special trei părți diferite în aripa dreaptă. I want us to get to the heart of what is wrong with number one. Dar vreau să ajungem la inima a ceea ce este greșit cu numărul 1. Should already understand number two and number three. Ar trebui deja să înțelegem numărul 2 și 3. But the victimhood. Dar această victimizare. You see Jackson getting elected to the Supreme Court. Vedem că Jackson este aleasă pentru a fi judecătoare la Curtea Supremă. Republicans are the victims. Iar republicanii sunt victimele. Ukraine invaded. Ucraina este invadată. Putin is cancelled. Putin este cel care este tratat greșit. Rittenhouse defamed. Rittenhouse se simte defăimat. This is the entire underlying test of the Sunday law. Acesta este baza testului legii duminicale. The final dispensation. În dispensațiunea finală. Centers on a final test. Care se concentrează pe testul final. But it's not new. Dar nu este ceva nou. Our parents got thrown out of Eden. Părinții noștri au fost dați afară din Eden. We want to go back to Eden. Noi vrem să ne întoarcem în Eden. So we have to pass the test they failed. Așa că noi trebuie să trecem acel test la care ei au căzut. If this centers, the Sunday law test centers, dacă aceasta este centrat, dacă testul legii duminicale este centrat
On the conflict between two streams, pe conflictul dintre două surse de informații, two ethos, două etosuri. And your ticket back to Eden depends on which one you conform with. Și biletul tău înapoi în Eden depinde de cea pe care o alegi, la care te conformezi. Then when they were thrown out of Eden, atunci când ei au fost dați afară din Eden, they had to be tested on the same two streams, two messages. Ei trebuiau să fie testați pe aceleași două surse, pe aceleași mesaje. God said, Dumnezeu a zis, of all of these trees, din toți acești pomi, you have the freedom, ai libertatea to eat from, de a mânca. You're free. Ești liber. I'm building Eden on freedom. Eu construiesc Edenul pe conceptul libertății. It was not a government without freedom. Nu era o guvernare fără libertate. But they're going to face a test. Însă ei se vor confrunta cu un test. There's this one tree. Există acest copac unic. If you eat of that tree, din care dacă mănânci, the verse says they're told they will die. Versetul spune că li s-a zis că vor muri. But they were told a lot more than that. Însă, de fapt, li s-a zis mult mai mult de atât. We read the quotes about the angels. Am citit acele pasaje despre îngeri. They were given the story of what had happened in heaven. Lor li s-a povestit ceea ce s-a petrecut în cer. They saw that Satan's choice impacted a third of the angels. Ei au văzut că alegerea lui Satana a avut un impact asupra a treia părți din îngeri. They know that their choice will have an impact on others. Ei știu că alegerea lor va avea un impact și asupra altora. On the very planet. Asupra întregii planete. You have freedom to eat from any tree of the garden. Avem libertatea de a mânca din orice copac din grădină. But, dar, if you choose you want the freedom to eat from this one, dacă vrei să alegi că ai libertatea să mănânci și din acesta, it will bring harm. Aceasta va face rău. Not harm of one, two or three. Nu rău de genul 1, 2 sau 3. Not assault or battery. Nu este niciun fel de bătălie sau asalt. Adam and Eve didn't start hitting one another. Adam și Eva nu au început să se rănească, să se lovească unul pe altul. It's not damage or theft. Nu se pune problema de distrugere sau furt. Or violation of contract. Sau încălcare a vreunui contract. They have free will. Ei aveau voință liberă, liberul arbitru. God says, I've given you the physical ability to choose this. Dumnezeu le-a zis, v-am dat puterea de a alege asta. But the harm done through that choice, însă răul care va veni prin alegerea pe care direct. Ai făcut-o nu va fi direct. The beginning of death in every living thing, începutul morții în toate lucrurile vii, as a consequence of their choice, ca și consecință a alegerii lor, was an inequality. A fost o inegalitate. It's still harm. Este totuși un rău. But in exercising freedom, dar prin exercitarea libertății, the right wing allows harm. Aripa dreaptă permite răul. As long as I am not physically going into your house, harming your body, your things. Chiar dacă o persoană nu intră în mod fizic în să îți facă rău la corpul tău sau să-ți distrugă lucrurile. When you look at the left-wing, right-wing fight over climate change, dacă te uiți la lupta dintre dreapta și stânga cu privire la schimbările climatice, AOC will say, AOC
AOC va spune. We need to do something about the meat and dairy industries. Ar trebui să facem ceva cu privire la industriile laptelui și cărnii. And the right wing panics. Și aripa dreaptă se panichează. Why? De ce? If they don't do something about some of these industries, Pentru că dacă ei nu fac ceva cu privire la aceste industrii, it's going to harm every living thing. Va face rău la toate celelalte lucruri. Climate change progresses. Schimbările climatice progresează. And you have a massive hurricane hit a faraway island. Și un uragan mare lovește o insulă. Now America didn't go to that island. America nu s-a dus pe acea insulă. And beat everyone. Și nu i-a bătut pe toți de acolo. Steal from the island. Nu a furat de pe acea insulă. Or violate a contract. Sau nu a încălcat vreun contract cu acea insulă. So the right wing says, Așa că aripa dreaptă spune. We're not doing harm. Noi de fapt nu facem rău. One, climate change happens, it matters. Grupul numărul 1 spune, da, schimbările climatice există și sunt importante. But the freedoms of the meat and dairy industry, însă libertatea industriilor laptelui și cărnii and the freedoms of citizens to eat however they want to, și libertatea cetățenilor de a mânca cum doresc trump the harm that is done to every living thing, este mai presus de răul care este făcut tuturor celorlalte ființe vii prin schimbările climatice. I hope with that illustration we can see the difference. Sper că prin această ilustrație putem vedea diferența between the two definitions of harm. Între cele două definiții ale ce înseamnă să faci rău. How the right wing limits what harm is. Cum aripa dreaptă limitează ce înseamnă acel rău. This is why you see the right wing panic at any attempt to do something about climate change. De aceea vedem că aripa dreaptă se panichează ori de câte ori există o încercare de a face ceva în dreptul schimbărilor climatice. Fox News just goes in panic mode. Fox News intră pe modul de panică. Trump would photograph himself surrounded by all his burgers. Și Trump și-a făcut poză înconjurat de toți acei burgeri. Saying you won't take our freedoms. Spunând, nu ne veți lua libertatea. Even though the freedom that they're choosing does harm to every living thing through climate change. Chiar dacă libertatea pe care ei o aleg face rău tuturor celorlalte ființe vii prin schimbările climatice. Now even the right wing knows we have freedom to hurt ourselves. Chiar și aripa dreaptă știe că avem libertatea de a ne face rău nouă înșine. But Adam and Eve hurt much more than themselves. Însă Adam și Eva au făcut rău la mult mai mult decât doar lor înșiși. And they knew that. Iar ei știau asta. They had Satan's example. Au avut exemplul lui Satana. Great Controversy 531.2. Tragedia viacurilor de la pagina 531, paragraful 2. God has said, Dumnezeu a zis, Eden is built on freedom. Edenul e construit pe libertate. But there's a choice you can make. Însă puteți face o alegere. Where unrestricted freedom, unde libertatea care nu este îngrădită, harm to other living things. Când libertatea nu e îngrădită, poate să facă rău altor ființe vii. So with this clash, Supreme Court clash, prin această ciocnire care are loc la Curtea Supremă, what decision were they to make? Ce decizie trebuia ei să ia? The serpent brought an ethos. Șarpele a venit cu un etos.
They accepted the words of the serpent. Ei au acceptat cuvintele șarpelui. That God did not mean what he said. Că Dumnezeu nu a vrut să zică chiar așa. They distrusted the government of God. Nu au avut încredere în guvernarea lui Dumnezeu. And quote, imagined that he was restricting their liberty. Și citez, și-au imaginat că el le restrângea libertatea. Satan brings an ethos. Satana vine cu un etos. He says, harm won't happen. El spune, nu se va întâmpla niciun rău. Even if it did. Și chiar dacă s-ar întâmpla, this is evil, this left wing. Este ceva rău această aripă dreaptă, stângă. Because God's big government, pentru că guvernarea mare pe care o are Dumnezeu is restricting your liberty. Vă restrânge libertatea. Your freedom. Da, vă restrânge liberul arbitru. Genesis 3, 4 and 5. Geneza 3, versetele 4 și 5. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Și șarpele i-a zis femeii, hotărât că nu veți muri. For God knows that in the day you eat, then your eyes shall be opened and ye shall be as gods. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Question. Întrebare. If they're all gods, dacă ar fi cu toții Dumnezei, do they need God more or less? Au ei nevoie de Dumnezeu mai mult sau mai puțin? If they choose liberty over equality, dacă ei aleg libertatea în fața egalității, do they need government more or less? Vor avea nevoie de guvernarea lui Dumnezeu mai mult sau mai puțin? What Satan is saying, ceea ce vrea să spună Satana, is if you choose your liberty, your freedom over equality, este că dacă voi alegeți libertatea voastră în fața egalității, over the harm it causes, mai presus de răul care aceasta poate să-l facă, indirectly through society, indirect prin intermediul societății, through inequalities, prin toate inegalitățile, if you choose your liberty, dacă alegeți libertatea voastră, you'll need a much smaller government. Veți avea nevoie de un guvern mult mai mic, guvernare mult mai mică. The Sunday law test is the test of Eden. Deci testul legii duminicale este testul din Eden. This is why the entire world is getting tested. De aceea acum întreaga lume este testată. The entire world is sitting the test of Eden. Întreaga lume trece acum prin testul din Eden. Before you think that they're passing it, și înainte de a vă gândi că ei trec de fapt acel test, remember, liberal feminism isn't. Aduceți-vă aminte că feminismul liberal nu trece testul. Anyone who thinks that the private is not political isn't. Oricine care crede că lucrurile private nu au semnificație politică nu trece testul. Cultural feminism isn't. Feminismul cultural nu trece testul. The test of Eden is the test of the Sunday law. Testul din Eden este testul legii duminicale. Between two ethos. Între două etosuri. Two streams. Două surse de informații. CTR 22.4. Da, dintr-o carte care nu e tradusă în română. Va cita. Ye shall be as gods, knowing good and evil. That knowledge was obtained, but what a knowledge it was. The curse of sin was the knowledge they gained. Eve coveted the thing God had forbidden. She revealed a distrust of God and his goodness, and a desire to be independent and do as she thought best. Veți fi ca niște dumnezei, cunoscând binele și răul. Aceea a fost cunoașterea obținută, dar ce cunoaștere a fost? Blestemul păcatului a fost cunoașterea pe care au dobândit-o. Eva a râvnit la lucrul pe care Dumnezeu îl interzise. Ea a dezvăluit o neîncredere în Dumnezeu și în bunătatea sa și o dorință free de a fi independentă.
Da, independentă, His business liberă. owner to do as he thinks best. Ca și acel proprietar care dorea să facă cum crede el mai bine. She would be a god, her own government. Ea dorea să fie Dumnezeu, să fie ea însăși propriul She would be guvern, a law unto herself. să fie o lege pentru ea însăși. She would acknowledge no restraint. Și să nu recunoască niciun fel de restrângere. She chose the right wing. Ea a ales aripa dreaptă. Just one side point. Doar o mică observație. Adam gets off easy here. Adam scapă ușor aici. This is the Adventist story. Aceasta e versiunea adventistă. Eve tempted him. Eva l-a ispitit. He loved her so much, he followed her. El a iubit-o atât de mult încât a urmat-o. That's an act of love, isn't it? Este un act al iubirii, nu-i așa? Do you think that true love does that? Credeți că dragostea adevărată face lucrul acesta? Then he sinned. Apoi și el a păcătuit. His nature changed in moments. Și natura sa s-a schimbat în câteva momente. And then he tries to put his sin onto her and blame her. Și apoi el începe să dea vina pentru păcatul lui asupra ei. Natura umanității, omenirii. Believe that God touches us here, removes sin? Credeți că Dumnezeu ne va atinge aici și va înlătura păcatul? And changes our nature. Și ne va schimba natura? No. Nu. So did Adam get touched and his nature changed? Așa că a fost atins Adam și s-a schimbat aici natura sa? Did he go from selfless to selfish? A devenit el dintr-o dată dintr-un om neegoist, unul egoist no. În câteva momente? Nu. If you believed the nature of humanity here, you have to here. Dacă crezi că a existat o natură a umanității aici, trebuie să crezi că a existat și aici. Adam's motive, described as love or not, motivele lui Adam, descrise ca fiind iubire sau nu, was as selfish as his blaming her afterwards. Erau la fel de egoiste ca și atunci când a dat vina pe Eva după aceea. He liked his relationship. Lui îi plăcea viața lui și relația pe care o avea cu ea. And regardless of the influence that had on others. Și indiferent de ce influență urma să aibă acea relație asupra altora, regardless of the impact, în ciuda impactului, he chose his right to have a relationship. El a ales dreptul lui de a avea o relație over the harm of inequality that that did to others. Mai presus de răul inegalității pe care aceasta l-a adus pentru alții. Over the example he set. Al exemplului rău pe care el l-a arătat. They both chose freedom. Ei amândoi au ales libertatea. Adam as much as Eve. Adam tot la fel de mult ca Eva. Adam chose to do what he thought best. Adam a ales să facă ceea ce el a crezut că este cel mai bine. He also acknowledged no restraint. Și el de asemenea a recunoscut că nu vrea să aibă restrângeri. Ellen White describes all this. Ellen White descrie toate aceste lucruri as apparently the smallest of sins. Ca fiind aparent doar cel mai mic dintre păcate. But it wasn't an out of control ethos. Sorry, an out of control appetite. Dar nu a fost vorba de un apetit de necontrolat. It was the ethos that they chose. Ci era vorba mai mult de etosul pe care l-au ales, care este cel de dreapta. And with that they chose a different form of government. Și împreună cu acesta au ales și o altă formă de guvernare. Satan. Pe Satana. And if you look at the last 6,000 years. Și dacă te uiți la ultimii 6,000 de ani. You see what happens. Vezi ceea ce se petrece. When the government of this world, Satan. Când guvernarea acestei lumi, Satana. Prioritizes people's freedom.
Face o prioritate din libertatea oamenilor over equality. mai presus de egalitate, Then you have abuse. Atunci avem abuz, war, război everything that's come. Și tot ce a venit împreună cu asta. Because of the ethos they chose. Din cauza etosului pe care l-au ales. Satan gave them liberty. Satana le dă libertate. More liberty than God gave them. Mai multă libertate decât le-a dat Dumnezeu. That was the decision they made. Aceasta a fost decizia pe care ei au făcut-o. So all of this story is happening. Deci toată această istorie se întâmplă in the context of the glorious land. În contextul țării glorioase. Could talk about Russia or China. Aș putea vorbi despre Rusia sau China. They don't have freedom or equality. Însă acolo nu este nici libertate, nici egalitate. Unless you talk about the freedom of the state. Decât dacă vorbim despre libertatea statului. But we are meant to prophetically focus on the United States, the glorious land. Dar noi trebuia ca profetic să ne concentrăm pe Statele Unite sau Țara Glorioasă. Now the United States is the king of the north. Statele Unite sunt împăratul de nord. Babylon. Care avem Babilon, Medo-Persia. Greece. Grecia. Rome. Și Roma. None of them are glorious. Niciuna dintre ele nu sunt glorioase. Why is the United States glorious? De ce, în schimb, Statele Unite sunt glorioase? The United States is a parable. Pentru că Statele Unite sunt o parabolă. It's symbolic of Eden. Și sunt un simbol al Edenului. It's built on the principle of freedom. Sunt construite pe principiul libertății. God intended it that way. Așa a intenționat Dumnezeu. Freedom is a foundational principle of the United States. Libertatea este un principiu fundamental al Statelor Unite. But from 1798 to now, dar din 1798 și până acum, the United States wars over two sides. Statele Unite se luptă între două părți. At the Sunday law, iar la legea duminicală, all that they do, tot ceea ce vor face, is in that final closing act, va fi un act final de încheiere, cement their decision, prin care își vor cimenta decizia, about which stream they're going to set as the foundation of their government, legat de care dintre aceste două surse va fi pusă la în centrul guvernărilor, va fi cimentată în centrul guvernărilor. We know they will decide as Adam and Eve decided in Eden. Și noi știm cum vor decide, știm că vor decide ca și Adam și Eva în Eden. But from 1798 to now, însă din 1798 și până acum, the very fact that they had that choice to make, însăși faptul că au avut de făcut această alegere, even though they even with slavery they kept choosing freedom, chiar și atunci când a fost problema sclaviei, au continuat să aleagă libertatea. And they'll make some good steps. Apoi au făcut câțiva pași buni. Then they'll choose freedom again. Apoi din nou au ales libertatea. Back and forth, back and forth. Tot înainte și înapoi, înainte și înapoi. What they did in 2016, ceea ce au făcut ei în 2016, when Antigonus died, când Antigonus a murit, it's pretty much at that point all hope is gone. Cam din acel punct s-a pierdut toată speranța. Biden can't undo it. Pentru că Biden nu mai poate să răstoarne lucrurile, să they schimbe lucrurile. Pentru că ei s-au aliniat deja pe direcția finală spre această sursă. So we've addressed Eden. Pe această tabără. Deci noi am vorbit despre Eden, the original glorious land, care a fost țara glorioasă originală. We could go further back into heaven. Am putea merge chiar și mai departe, să mergem la sus în cer. We weren't for time. Dar nu avem acum timp.
Except for one quote. Însă vreau să mai citim un citat Patriarchs and Prophets 38.1. Din Patriarhi și Profeți, pagina 38, paragraful 1. I want us to see that this has been the test from the very beginning. Vreau ca să vedem că acesta a fost testul încă de la început. Lucifer went forth to diffuse the spirit of discontent among the angels. He worked with mysterious secrecy and for a time concealed his real purpose under an appearance of reverence for God. Lucifer a plecat să împrăștie spiritul nemulțumirii printre îngeri. El a lucrat înconjurat de o taină misterioasă și pentru un timp a reușit să ascundă scopul său real sub un anumit respect față de Dumnezeu. He began to insinuate doubts concerning the laws that governed heavenly beings, intimating that though laws might be necessary for the inhabitants of worlds, angels, being more exalted, needed no such restraint. Their own wisdom was a sufficient guide. El a început să semene îndoieli cu privire la legile ce guvernau ființele cerești, spunând că în timp ce aceste legi puteau fi necesare pentru locuitorii anumitor lumi, îngerii, fiind ființe cu o poziție mai înaltă, nu aveau nevoie de asemenea restricții, pentru că înțelepciunea lor constituie un suficient ghid pentru ei. Ce insinua Satana? Că guvernarea lui Dumnezeu încalcă libertățile voastre. Don't you think you're wise enough to decide for yourself? Nu credeți că sunteți suficient de înțelepți să decideți pentru voi înșivă? Maybe those other people need restraint and correction. Poate sunt acolo niște persoane care au nevoie de restrângeri sau de corecție. But surely not you. Dar sigur nu voi. They were not beings that could bring dishonor to God. All their thoughts were holy. It was no more possible for them than for God himself to err. Ei nu erau acele ființe care să poată aduce dezonoare lui Dumnezeu. Toate gândurile lor erau sfinte. Nu era nici de cum posibil ca ei să greșească, după cum nu era posibil acest lucru nici pentru Dumnezeu. Iar înălțarea Fiului lui Dumnezeu, ca fiind egal cu Tatăl, era înfățișată ca o nedreptate ce îi se făcea lui Lucifer. Who it was claimed was also entitled to reverence and honor. Care pretindea el era de asemenea îndreptățit la respect și onoare. See what happens. There's an equality in the government. Există inegalitate în guvernare. Who's the victim? Cine zice că e victima? It runs off the victimhood of the perpetrator. Deci cel care perpetuează răul, care face rău, se face că el e victima. The last 3 years of this movement, în ultimii 3 ani ai acestei mișcări, are littered with mostly men, sunt pline de bărbați, în special, feeding off their own victimhood, care se hrănesc din propria lor victimizare, because of what equality has done, din cauza a ceea ce le-a făcut egalitatea. If this prince of angels could but attain to his true exalted position, great good would accrue to the entire host of heaven, for it was his object to secure freedom for all. Dacă acest prinț al îngerilor ar putea să-și ocupe poziția de frunte ce îi se cuvenea, atunci un mare bine avea să se reverse peste toate oștirile cerului, căci scopul lui era acela de a obține libertate pentru toți. Sunday law test. Testul legii duminicale. Same test as Eden. Același test care a fost în Eden. When we're teaching gender equality to Abraham. Când noi îi vom explica lui Avram despre egalitatea de gen. In heaven. În cer. We're explaining to him the two ethos. Va trebui să explicăm cele două etosuri care s-au luptat la început. The two streams. Cele două surse de informații. HM. November 1, 1893.
Paragraph 25. Un alt citat. If it's 1893, Dacă este anul 1893, you know it's 2019. Știm că este paralel cu 2019. And if it's 2019, și dacă este anul 2019, you have to read it in the context of gender equality. Trebuie să citești aceste lucruri în contextul egalității de gen. I'm going to paraphrase some because it's long. Voi parafraza puțin pentru că este lung. Men are not willing to see the truth and receive it because it involves a cross. Bărbații nu sunt dispuși să primească adevărul pentru că acesta implică o cruce. Satan will lead them the same way he led Eve. Satana îi conduce în același mod în care a condus-o pe Eva. To believe that God is restricting their liberty. Să creadă că Dumnezeu vrea să le restrângă libertatea. The truth that sanctifies, adevărul care ne sfințește, is set aside for a more pleasing delusion. Este pus deoparte pentru o iluzie mult mai plăcută, pentru o șelăciune mai plăcută. One ethos means you carry a cross. Unul dintre etosuri reprezintă că ai de dus o cruce. The other side is pleasing. Însă cealaltă parte este ceva plăcut. Which side do people want? Însă care parte o aleg oamenii? But it is often the case that the most precious truth appears to lie close by the side of fatal error. Dar se întâmplă adesea ca cele mai prețioase adevăruri să se afle lângă erori fatale. Then she lists some examples. Apoi ea vine cu câteva exemple. The rest Christ promises. Odihna pe care Hristos a promis-o. Indifference. Și indiferența. Dependence upon Christ. Dependența de Hristos. Presumption. Și îngânfarea sau mândria. Freedom in Christ. Libertatea în Hristos. By thousands is mistaken for lawlessness. E confundată de mii de oameni cu nelegiuirea. The liberty that liberalism offers. Libertatea pe care oferă liberalismul. Because liberal comes from the word liberty. Pentru că liberal vine de la cuvântul libertate. Does not mean lawless. Nu înseamnă fără de lege. There was liberal. A fost liberal. Originally. În mod original. This political ideology split. Această ideologie politică s-a împărțit în două. Into liberalism. În liberalism. And libertarianism. Și libertarianism. Libertarianism. Libertarianismul. The chief path into the far right today. Vârful de extremei drepte de azi. Began on the left. A început cândva în stânga. Because liberals realized. Pentru că liberalii și-au dat seama. They could have liberty with law and without law. Că poate să existe libertate cu lege, în cadrul legii sau în afara legii, sau fără the lege. The left wing chose liberty with law. Și stânga, cei de stânga au ales libertate în cadrul legii. With big government. Cu un guvern mare. With restraint. Cu restricții. Some liberals were so unhappy with that. Și unii liberali erau atât de nefericiți cu aceasta. They choose to identify not as liberals but as libertarians. Încât au ales ca ei să se identifice ca fiind libertarieni și nu liberali. Freedom but lawless. Libertate, dar fără lege. And it very, very quickly moved from a left-wing ideology into the far right. Și aceasta s-a mutat foarte repede dintr-o ideologie de stânga în extrema dreaptă. 2019. For those who shun the cross. Pentru cei care au văzut crucea, care au pus deoparte crucea. Find another path running alongside.
au găsit o altă cărare care merge alături. Now, in the shadow of radical feminism, și în umbra feminismului radical, that path as it exists in Brazil is about to split from the movement. Acea cărare care există în Brazilia și este pe cale să se depărteze de mișcare. And with it, a whole lot of people. Și împreună cu ea foarte multe persoane. I hadn't left the room after presenting Eden to Eden. Eu in 2019. Nu am plecat din încăpere după ce am prezentat de la Eden la Eden în 2019. Before Eba, the prophet of that ideology. Înainte ca profetul acelei ideologii. Said this is great. Să vină să-mi spună, a, este ceva super. Freedom for all. Libertate pentru toți. We'll all be like God, small government. Vom fi cu toții ca Dumnezeu, o guvernare mică. We won't need a movement leadership. Nu vom avea nevoie de o conducere din partea mișcării. To govern how this movement handles equality. Care să guverneze modul în care această mișcare gestionează egalitatea. And we'll make a victim of every perpetrator. Și vom face o victimă din fiecare persecutor. Who should have carried the cross. Ar fi trebuit să iei crucea, să duci crucea, să vezi păcatul așa cum este și să frângă inima lor la fel cum a fost frântă inima lui Dumnezeu. That's the hope for perpetrators in this movement. Aceasta este singura speranță pentru persecutorii din această mișcare. Into the victims is not the hope we can give them. Și să facem din ei niște victime nu este a le da speranță. What we do is we carry them to the foot of the cross. Ceea ce putem face este să-i ducem la piciorul crucii. And we say, will your heart break too? Și le vom spune, acum se va frânge oare și inima ta? Or are you so stubbornly indifferent to sexism, to your own sin? Sau ești atât de indiferent la sexismul tău, la păcatul tău? That is what love does. Aceasta este ceea ce face dragostea. And anyone that tells you that is not love. Și oricine care îți spune că aceasta nu este dragoste. Is selling a very different ethos. Îți vinde un etos foarte diferit. Libertarianism described as something beautiful. Libertarianismul descris ca fiind ceva frumos. Because they always do. Pentru că ei întotdeauna se descriu ca fiind frumoși. You have 6,000 years to look back and know what that has looked like. Și avem 6,000 de ani la care să ne uităm și să vedem cum a arătat de fapt acest lucru. God says, freedom. Dumnezeu a zis libertate. But when these two issues collide, însă atunci când aceste două lucruri se ciocnesc, there's a leadership that will tell you which decision to make. Va fi o conducere care îți va spune care e decizia bună de urmat. That decision should make sense to you. Și acea decizie ar trebui să aibă sens logică pentru tine. You should already know that you have to choose it. Tu deja de fapt trebuia să știi că trebuie să faci acea decizie. Freedom versus equality. Libertate versus egalitate. It is very much your decision. Este foarte mult decizia ta personală. But when they made that decision, însă atunci când ei au făcut acea decizie, God says you have your freedom to choose your two governments. Dumnezeu a zis, aveți libertatea de a alege guvernarea But if you choose the pleasing over the cross, care o doriți, dar dacă alegeți ceea ce este plăcut în fața crucii, you don't do that in Eden. În schimbul crucii, nu poți să faci asta în Eden. And there'll be a sword. Și va fi o sabie called the third angel's message, care se numește a treia solă îngerească between you and Eden. Între tine și Eden. You can be on either side of the wall in the New Jerusalem. Poți să fii de oricare parte a zidului în Noul Ierusalim. You have the freedom to choose your side. Ai dreptul de a alege de care parte vrei să fii.
You can be inside Eden, you can be outside Eden. Poți să fii în Eden sau poți să alegi să fii în afara Edenului. You can be inside the movement, you can be outside the movement. Poți alege să fii în cadrul acestei mișcări sau în afara ei. You can choose the right-wing stream of information and the right-wing ethos. Poți alege sursa de informație de dreapta și etosul de dreapta. And all be as gods. Și să fim cu toții ca Dumnezeu. Or you can choose the left-wing ethos, the left-wing stream of information. Sau poți să alegi etosul de stânga și sursa de informații de stânga. It is a cross. Este o cruce. I know it's a cross. Știu că este o cruce. But our hearts shouldn't be breaking for ourselves. Însă inimile noastre nu ar trebui să se frângă pentru noi înșine. If we think it's a cross because our hearts break for ourselves. Dacă credem că este o cruce pentru că inimile noastre se frâng pentru noi, we don't understand what the cross was designed to teach us. Atunci nu înțelegem ceea ce a fost scopul crucii ca să ne învețe. Ca să nu ne pese de inimile noastre, what broke the heart of God. Ci de ceea ce a frânt inima lui Dumnezeu. So you have the freedom. Așa că ai libertatea. Brazil. Brazilia. It's your decision. Este decizia ta. I think the majority of people have already made this. Cred că majoritatea persoanelor deja au luat decizia. They may have wavered for some time. Poate au mai șchiopătat un timp. But they've bought into a message. Însă au primit, au crezut un mesaj. About the victimhood of perpetrators. Despre victimizarea făptașului. And you only have victims. Și ai victime. If someone's abusing them. Doar dacă cineva îi abuzează. The government of the movement. Înseamnă că guvernarea mișcării, conducerea mișcării. Le restrânge libertatea. Offering a cross. Deci, ni se oferă o cruce. If you kneel with me, we'll close in prayer. Să îngenunchem și să încheiem cu o rugăciune. Dear Lord, Doamne drag, we see an information war raging externally. Vedem un război de informații pe plan extern. Between the glorious land and the king of the south. Între țara glorioasă și împăratul de sud. There's an information war internally. Dar este și un război de informații pe plan intern. I pray that people's hearts can be softened. Mă rog ca inimile oamenilor să fie înmuiate. As they look at the cross. Pe măsură ce privesc la cruce. With eyes wide opened. Cu ochii larg deschiși. With eyes of to see. Să aibă balsam ca să vadă, alifie pentru ochi. Ne putem uita înapoi la istorie și să vedem cât de puțini au ales corect din cauza la cât de frumoasă pare alternativa. Dar mă rog pentru oamenii din Brazilia. And all across the movement. Și pentru toți oamenii din mișcare. As they choose between the path of life. În timp ce fac această alegere între calea vieții. And the path that has for so long. Și calea care atât de mult timp. Ran alongside it. A mers atât de aproape de această cărare a vieții. We pray this in Jesus' name. Ne rugăm toate în numele lui Iisus. Amen. Amin. Amin.